Bună ziua, dragii mei tauri! Aceasta este citirea noastră pentru luna august, da? Citire care se potrivește pentru toți cei care au soare, luna și ascendentul în taur. Și eu sunt taur, așa că și eu abia aștept să văd care sunt mesaje pe care trebuie să le ascult pentru luna august. Ca prim mesaj, așa, dragii mei tauri, veștile nu sunt așa bune pe cât aș fi vrut să vi le dau. Cu siguranță dumneavoastră în luna asta, august, indiferent de domeniile în care dumneavoastră aveți interes, ca să zic așa, profesional sau sentimental, veți avea inima frântă, veți suferi pierderi sau despărțiri pe care voi nu le anticipați, care nu depind de voi, ca să zic așa. Deci este o lună a pierderilor, o lună a suferințelor, dar spre final de lună oarecum o să începe să aveți încredere în voi din nou, da? Prin îndrăgostiții, da? Să vedem ce am extras pentru voi, dragii mei tauri. Ca energie generală sau ceea ce simțiți voi sau ceea ce vă influențează în luna aceasta cel mai mult pentru dumneavoastră, avem o carte extrem de negativă și tristă, treiul de spade, vedeți? O inimă care este practic sfâșiată de săbii, da? Așa este inima dumneavoastră în luna aceasta, august. Pentru carieră am extras luna, sau partea profesională, ca să zic așa, financiar, bani, dar oarecum amândouă sunt legate în clarificări una de alta, 5 de bâte, da? Forță și multă, multă luptă aici. Vom vedea ce și cum. Pe partea de dragoste avem un valet de bâte și îndrăgostiți, două cărți care veți vedea că se completează foarte bine una pe cealaltă. Acestea fiind spuse, să vedem acum ce e mesaj sau ce ne transmite luna august pentru voi, dragii mei tauri, da? Ce învățăminte putem să luăm de aici ca să putem să depășim cu bine această lună care urmează. Depășim cu bine, cum am spus și eu, sunt taur. Trei de spade spun așa, că în luna asta aveți de-a face cu despărțiri dureroase, cu pierderea unei persoane dragi, la care voi nu vă așteptați, dar o pierdere care nu ține neapărat de voi, o ruptură pe care voi nici măcar nu o anticipați 100%, da? Și toate aceste rupturi, această pierdere, fie că este parte profesională, fie că este parte sentimentală, familială sau socială, vă bagă într-o stare de tristețe și depresie, da? Aveți sufletul trist, suflet încărcat, suflet gol, ca să zic așa, da? Voi simțiți că fără această persoană sau fără, da, mai mult persoană decât proiect, da, în care ați implicat, nu puteți trăi, nu puteți să evoluați, nu puteți să mergeți mai departe, da? Și vă simțiți singuri, vă simțiți părăsiți și abandonați, inclusiv de prieteni sau de membrii familiei. Nimeni nu este lângă voi atunci când voi aveți nevoie cu adevărat, ca să zic așa, de ei. Cam așa este, dragii mei tauri, sunteți oarecum singuri, dar răbdare, trebuie să aveți răbdare că această perioadă trece, nimic nu este, să zic așa, definitiv, în afară de această ruptură care se prezintă. Dar să vedem așa mai detaliat. Pe partea profesională, ruptura spune așa că la locul de muncă ați fost bârfiți, ați fost calomniați, ați fost, nu știu cum să zic eu, o persoană de acolo a încercat tot posibilul să vă înlăture, da? Să vă facă să vă simțiți prost, să vă facă să fiți prost văzuți de către șef, de colegi, colegii nu vă mai bagă în seamă, sunteți oarecum renegat, ca să zic așa, nebăgat în seamă și fără să vă dați seama de ce toate aceste lucruri dumneavoastră v-a luat prin surprindere această ruptură, dar vă gândiți la, poate la plecarea de la locul de muncă respectiv. Dacă aveți propria afacere sau, să zicem așa, un proiect implicat, probleme cu care vă confruntați vă face să vă gândiți dacă să mai continuați sau nu cu acea afacere sau cu acel proiect, da, pentru că primiți tot felul de rupturi la care voi nu vă așteptați. Contracte, colaboratori, sume de bani pe care nu le primiți și așa mai departe. Din punct de vedere sentimental, ca aspect general, pentru cei care sunt într-o relație sau într-o căsnicie,
se va produce inevitabil, da? Va apărea acea despărțire de parteneri pe care ei, mulți dintre ei chiar nu credea că se va putea produce, dar această ruptură este previzibilă pentru unii, pentru că deja mulți care trăiesc deja oarecum într-un cerc vicios, da, de într-un trio conjugal, cu siguranță partenerul dumneavoastră va hotărâ să vă părăsească pentru cealaltă persoană. Deci, care vă știți în această situație, așteptați-vă și la ruptura definitivă, da, se va finaliza această situație, dar nu pentru favorabilă pentru voi, ca să zic așa. Pentru cei care au crezut că și-au găsit sufletul pereche și că se vor căsători cu persoana respectivă, după atâta lung și amar timp de vreme în care și-au făcut planuri, apare despărțirea, da. Deci, cum am spus, despărțirea pe care ei nu credeau, credeau că și-au găsit în sfârșit sufletul pereche. Pentru cei singuri sau în căutarea marii iubiri, ca să zic așa, au de-a face cu tot felul de refuzuri, au de-a face cu tot felul de persoane care nu vor decât aventuri de la ei, blocaje, ceea ce îi face pe ei să se retragă și bine fac ar fi să ia o pauză și să analizeze ceea ce își doresc de la persoana în viitor, ca să zic așa, da? Voi trebuie să analizați bine, dragii mei tauri, să cântăriți un pic și nu doar cu sufletul și cu mintea rațional și să vă găsiți în viitor o persoană care să corespundă cu ceea ce vă doriți dumneavoastră, nu să vă lăsați doar duși de val așa și de iluziile unor anumite povești de dragoste irealizabile. Unii, din păcate, vor afla vestea tristă a unui deces, o pierdere în familie, unei persoane dragi, un deces neașteptat, un deces care vă va băga într-o stare, să zicem așa, de tristețe profundă și, normal, și normală din punctul ăsta de vedere. Deci este un aspect care se va întâmpla pentru anumiți tauri luna aceasta. Nu pentru toți, dar pentru anumiți tauri cu siguranță. Să mergem mai departe. Pentru planul de carieră, da? Am ales sau am extras așa luna, da? Luna este o carte negativă, da? O carte negativă în tarot, arcană majoră, da? Care spune așa, că veți avea parte, din punct de vedere profesional, în carieră, ca să zic așa, de trădări, de minciuni, de lucruri care n-au fost rezolvate în trecut, vă face să nu vedeți ce oportunități aveți din punct de vedere profesional în prezent, da? Sunteți legați oarecum de un trecut nerezolvat din punct de vedere profesional, un trecut care acum vă bântuie. Dacă voi ați mințit în trecut sau ați înșelat pentru a obține anumite beneficii, luna aceasta voi sunteți cei mințiți și cei înșelați. Oarecum culegeți ce ați semănat la locul de muncă sau profesional, cu colaboratorii dumneavoastră, cu instituțiile cu care lucrați, cu publicul dumneavoastră, ca să zic așa, ceea ce voi ați semănat acum culegeți. Nu vă mirați de ce primiți aceste refuzuri sau de ce primiți aceste minciuni și înșelăciuni. Voi știți că sunteți mințiți, voi știți că sunteți folosiți, voi știți că poate meritați ceea ce vi se întâmplă, pentru că nu ați fost corecți față de persoane, exact cum ați spus aici. Veți avea deci veți pierde un aliat puternic, o persoană care va ajuta și asta datorită felului vostru în care ați acționat în trecut. Voi n-ați fost corecți, voi ați mințit, voi ați încercat să manipulați și veți avea de suferit și din punct de vedere profesional luna asta, da? Cu toate că, cum v-am spus, știți că sunteți mințiți, folosiți, voi nu aveți ce să faceți, da? Așteptați să treacă perioada asta, încercați să evitați pe cât posibil problemele la locul de muncă sau cu colaboratorii dumneavoastră și cu siguranță veți depăși și această perioadă. Dar să vedem pe partea financiară o carte paradoxală pusă lunii, ca să zic așa, 5 de bâte. 5 de bâte spune așa că voi, dragi tauri, din punct de vedere financiar sau să zic așa, veți lupta, vă veți bate pentru ceea ce vă doriți. Dar cum veți lupta luna asta? Luna aceasta veți lupta corect, da? Deci veți lua, nu veți mai încerca prin ceartă, prin mijlocuri sau manipulări, ci corect, prin calitățile și prin atribuțiile dumneavoastră, da? Deci prin lupta asta corectă, voi veți reuși într-un final ca să vă atrageți noi aliați
noi șanse de a obține venituri sau bani. Mulți dintre voi căutați o sursă extra de venit pe care o veți obține luna asta, august, prin calitățile pe care voi le aveți, da? Deci rămâneți unde sunteți, să zicem așa, ca job stabil sau loc de muncă sau stabil acolo unde deja sunt câteva probleme și mai căutați extra ceva, iar prin felul vostru de a fi, felul vostru combata, prin calitățile voastre, voi sunteți foarte muncitori, foarte serioși și foarte responsabili, o să atrageți colaboratorii potriviți, respectul colegilor din nou, chiar și al șefilor, da? La locul de muncă unde deja sunt probleme legate de voi, ca să zic așa. Prin lupta asta continuă veți reuși să vă atrageți noi aliați, noi simpatii și noi surse de venit, da? Dar doar pe calitățile voastre. Banii nu vin luna asta, decât munciți, căutați soluții, încercați să demarați ceva nou, vă gândiți la ce ați putea să faceți pentru extra venit, vă gândiți la ce ați putea să faceți să vă creșteți respectul de sine la actual loc de muncă, dacă nu veți pleca de acolo, doar veți lupta și veți lupta și veți câștiga cu siguranță, ca să zic așa. Este o lună favorabilă celor care sunt în competiții sportive, da? Cei care sunt sportivi, care au diverse campionate sau diverse competiții, da? Vor ieși cu siguranță învingători, vor înfrânge adversari și cu siguranță ceea ce le va aduce și un venit frumușel, să zic așa, doar pentru cei care sunt sportivi, da? Deci bani nu vin prea mulți. Dacă vă gândiți, să zicem așa, să deschideți ceva nou pentru cei care nu aveți deja o afacere stabilă, idei vin, trebuie să fiți dar creativi, trebuie să munciți mai mult și cu siguranță veți găsi ceea ce vă este menit să faceți sau ceea ce vă aduce oarecum împlinire, dar nu luna asta, decât vă bateți pentru ceea ce considerați că vă este de drept al vostru și veți ieși cu siguranță învingători. Sentimental. Dragii mei tauri, zic dragii mei că și eu sunt taur și oarecum știu de ce vorbesc cu apăsare sufletească, ca să zic așa, voi nu mai alegeți așa în dragoste sau nu mai alegeți nebune sau nu mai bazați pe nebunie când decideți și pe decizii bazate pe experiență și pe rațiune, da? În dragoste. Cum ați văzut voi, deși voi veți fi cei părăsiți, mă refer la cei care sunt în căsnicii sau în relație lungă durată, nici voi nu veți mai încerca să păstrați persoana aia de lângă voi, da? Deci vă resemnați foarte ușor, plecați de unde sunteți nefericiți, lăsați în urmă persoana toxică care a fost alături, deși, cum am spus, ei vă părăsesc, dar nici voi nu o să mai luptați, nu o să vă mai dați cu capul de pământ, ca să zic așa, sau de pereți pentru ea, nu o să mai faceți nimic pentru a vă salva căsnicia sau relația care va eșua, da? Considerați că merită să fiți fericiți, considerați că viitorul vă aduce probabil un partener, vă vedea prin îndrăgostiți un partener mult mai bun decât ceea ce aveți și plecați, da? Deci nu rămâneți în situații imposibile, dar nu mai luptați cum vă luptați voi de obicei pentru ceea ce considerați că vă aparține. Pentru cei singuri se vor retrage, exact cum am spus, își analizează variantele, văd unde greșesc, au mai multe variante de alegere și bine fac, se ies mai mult în oraș, au mai multă grijă de ei și nu mai aleg așa cu nebunie, nu mai se aruncă în față cu capul înainte, pentru că deja au fost răniți în dragoste, cum am spus mai devreme, da? Ia pauza aia de care au nevoie luna asta și se gândesc pe viitor, cum ai ști aici, îndrăgostiți, da? Pe stare de bine sau sănătate, cu siguranță în viitor va apărea persoana care le este menită lor. Pentru cei care au fost în trio, ca să zic așa, într-o relație extraconjugală, pe care ei au inițiat-o, cum mai sunt și cazuri de genul ăsta, vor ieși din acea relație, vor ieși pentru că nu-i mai împlinește și au dat seama că de fapt au intrat într-un joc mortal, într-un joc în care persoana de lângă ei doar îi manipula și îi folosea și vor ieși cu siguranță din acea relație bolnăvicioasă, da? Deci tot ce le face rău din punct de vedere sentimental în luna asta, august, taurii renunță,
mulți sunt părăsiți, că doar așa pot să renunțe, că mulți din ei se leagă și se agață de orice, orice, să zic așa, fata morgana în dragoste, orice iluzie. Mulți, când avem de-a face cu dragostea adevărată, ne legăm și ne mințim. De data asta, toate măștile pică, toate valurile de pe ochi se retrag, iar și taurii sunt destul de conștienți că cea mai bună decizie este să părăsească, da? Să iasă și din punct de vedere social, da? Familiar, ies din situații toxice în care se află și bine fac, pentru că în viață trebuie să cântărești foarte bine lucrurile și să decizi să pleci atunci când nu mai ești fericit, pentru că doar o viață avem, da. Pentru starea de bine, sănătate, ca să zic așa, avem îndrăgostiții, care este legată oarecum de valetul de bâte, de dragoste, dar și de celelalte cărți. Și îndrăgostiții spun așa, că starea lor de spirit este una, deși trebuie într-o perioadă grea, ei se încarcă pozitiv, da? Își alimentează energetic sufletul, da? Starea de bine. Ei cred în sufletul lor că va fi și pentru ei acea persoană pe care și-o doresc, cred în dragostea adevărată, cred că își vor găsi sufletul pereche, chiar dacă au trecut prin foarte multe dezamăgiri, și așa se încarcă pozitiv, da. Mulți dintre ei fac sport, mulți dintre ei au conștientizat că trebuie să aibă mai mult grijă de ei, să se iubească mai mult pe ei, și cu siguranță vor atrage ca un magnet persoanele care și le doresc. Pentru cei care, cum am spus, luptă și vor părăsi probabil sau vor ieși din cercul vicios și la locul de muncă în care de fapt nu mai pot trăi sau sunt prea nefericiți și se gândesc acum și fac calculele și luptă și muncesc, cum am văzut aici pe plan profesional, cu siguranță lunile viitoare le va aduce și un beneficiu din punct de vedere financiar, profesional, ca să zic așa. Îndrăgostiții nu înseamnă neapărat numai o citire legată doar de dragoste, ca să zic așa. Treceți de la o stare la alta, sunteți schimbători în dispoziție, acum râdeți, acum zâmbiți, acum plângeți, dar cu toate acestea, în sufletul vostru o să vă vindecați, da? Da, vă vindecați puțin mai greu, dar aveți speranță. Și dacă aveți speranță, lucrurile sunt mai bune în luna asta, august, da? Ia să tragem două cărți de clarificare pentru 3 de spade. De obicei folosesc clarificarea doar când mi se pare mie că ceva nu este în regulă. Ia să vedem ce am extras. Am extras 9 de treflă și damă de negru, ca să zic așa. Da, deci dacă m-am spus, dacă reușiți să treceți peste problemele care vă încarcă inima, da, fie profesionale, fie sentimentale, veți reuși să vă atrageți pe viitor anumite câștiguri, da, anumite beneficii. Pot să fie și sentimentale, pot să fie și profesionale, da, dar depinde de voi să depășiți această perioadă proastă, da? O perioadă proastă care vă este dată de 3 de spade, veți fi foarte mult ajutați sau influențați de către o brunetă cu ochii închiși la culoare, da? Dragii mei tauri, să zic așa, o imagine feminină din viața voastră vă va ajuta în perioada asta grea, da? Să treceți un pic mai ușor peste despărțirile și rupturile care le veți suferi, dragii mei tauri. Ia să vedem unde am putea să mai extragem. Hai să mai tragem o carte pentru întregosiți, ca să vedem așa ce mai spune. Da, exact cum am spus, după ce dumneavoastră veți reuși să vă echilibrați și să vedeți un viitor diverse posibilități, vor apărea și surprizele plăcute, da? Deci în luna aceasta veți avea parte și de mici surprize plăcute din punct de vedere al stării dumneavoastră de bine, da? Mici cadouri, mici atenții, pe care voi singuri vi le acordați, ca să zic așa. Deci, dragii mei tauri, să clarificăm un pic și luna. Da. Exact cum a spus, accident. Uite, aveți parte de accidente și la locul de muncă, da, dragii mei
Tauri, un accident care, dacă trebuie să aveți foarte, foarte mare grijă acolo, mai ales cei care lucrați cu diverse aparate puternice, ca să zic așa, aparate tăioase, sau cei care conduceți, mare, mare grijă la accidente, da? Deci trebuie să fiți foarte atenți acolo, să nu, chiar dacă veți avea diverse accidente, mare grijă la lucrurile astea, că poate le puteți evita, da? Deci dacă sunteți foarte atenți, pagubele nu vor fi foarte, foarte mari. Pentru bani putem clarifica? A, da. Viața voastră este, cum am spus, financiară, este legată acum de partea de aspectul masculin din viața voastră, de șefi și parteneri, colaboratori masculini, da? Deci ei vă vor influența viața financiară și sentimental. Mai extragem o carte. Aici avem de-a face tot cu un bărbat, deci oarecum citirea asta se potrivește mai mult bărbaților decât femeilor din punct de vedere sentimental, da? Dar este pentru toți. Dragii mei tauri, în principiu cam astea sunt mesajele pe care eu le văd. Am tras și câteva cărți de clarificare ca să mai clarificăm un pic situația în care voi vă aflați. Nu mai am alte mesaje vizibile. Sfatul meu este să aveți răbdare, să vă încărcați exact cum vedeți prin îndrăgostiții pe viitor. Cu siguranță o să apară și persoana pe care voi o doriți. Să vă hrăniți sufletul, să aveți grijă de voi, să faceți sport, să mâncați mai sănătos, pentru că visele sunt făcute pentru a ne da speranță. Visați frumos, dragii mei, lucrurile se vor rezolva în timp. Aveți grijă de voi. Dacă vă place ceea ce eu am spus, dacă rezonați cu citirea mea, dacă vreți să mă criticați, lăsați comentarii, abonați-vă ca să beneficiați primii de citirile mele care vor urma, vor fi și alte citiri, nu doar lunare. Like, dacă vă place, comentarii, distribuiți și așa mă ajutați și pe mine să creștem și să creiem o comunitate frumoasă în timp, da? O comunitate în care fiecare să ne ajutăm cu ce putem. Vă pup, dragii mei, o lună cât mai liniștită!